văzut că veneai. Salut! Am nevoie să mă ajut cu ceva. Am o competiție în care prin like-uri trebuie să câștig dub asta. Într-un an, pe bune, e ceva ce-mi super doresc și trebuie să fac niște clipuri mai mișto decât ale lui Coțofană, care este contra candidatul meu. Am uitat de tine! Păi pe mână! M-am obișnuit atât de tare cu tine. Salut, Laura! Laura, încă îmi pare bine, Cristian. Laura... Eu vă conduc această dubă minunată. Da. Ok. Pentru că eu nu trebuie să ai încredere. Am încredere și în general femeile la volan. Mă duc pe partea cealaltă. Normal. De cât, bărbați? Până acum s-a descurcat super bine. Am recrutat o să nu fie asta o excepție. Păi și pardon. Stai, cu cine jucăm? Cum jucăm? Ce facem? Ce filmăm? O să jucăm 2 la 2, un joc de activity. Activity e un joc în care trebuie să te muți pe o tablă cu un pion. N-ai niciun șans să-ți dai la permis acum. Eu? Ba da, uite că e... De 11 ani, te rog. Așa, și ca să te muți mai departe cu pionul respectiv, trebuie să depinești anumite task-uri, anumite challenge-uri. Unul e de mimă, unul e de desenat, să desenezi cuvinte și patru. A crocodilul noi se numește. Cum? Crocodile. Păi putem să găsim pentru tine pe cineva. Asta cum să găsim un voluntar? Suntem în pauza de la X-Factor, asta trebuie să știți. Hai că, da, rezolv eu acuși. Trecem să o luăm pe Mara. Cea mai Mara. Episodul Luarea Marei. Stai așa, oprește-te la urecă. Iată-o, Mara. Mara! Hai! Nu face! Noi suntem! Da, ți-am scris că avem un... Hai, vino încoace! Cred că poți să te așezi momentan în față, lângă da, Laura. Da, hai să fim sexiști, fetele cu fetele, băieții cu băieții. Da, deci fetele le conduc azi. Așa. Ok. Aș vrea să facem un interviu, altfel interviul tău cu eul tău copil, dacă vrei. Carla Zims copil te întreabă pe tine. Bun. Carla Zims matur. Ținând cont că întrebările le dai tu, nu văd nicio falsificare. Absolut, absolut. Okay. Imaturul către matur. Vreau să știu un lucru. Cum o să fiu eu peste ani? Ca om. E rece. Îmi pierd din entuziasm? Da, îți pierzi din entuziasm, din idealism, din naivitate, din maximalism, din cât de credul ești. Da. Amândouă. Din încrederea în oameni? Nu. Dar o să devii mai selectiv. Cred că ar trebui să cauți oameni care te provoacă, oameni care sunt neapărat mai buni ca tine și să-i ajută cei slabi. Și în viitor tot să încerci mereu să ai încercut tot de prieteni, cel puțin câțiva oameni care sunt mai deștepți, mai buni, mai înțelepți. Deci ar trebui să mă ferești de oameni? Ar trebui să te ferești de oamenii care îți pierd timp. Ferești de oameni care îți propun ceva gratis. Mă ajutați dacă mă urc pe mașina aia? Hai mai dai. Dai. Ai grijă și la bordură? Stop. Eu am un joc acum pe care să jucăm. Fetelor, ne jucăm activity? Da, hai. Bun, hai să ne așezăm un pic. Eu o să stau pe colțul ăsta. Hai stăm așa, față... E un fel de picnic. Da. E un fel de picnic. Trebuie să îndeplinim. Mimă. Știți, trebuie să mimați un cuvânt, partenerul trebuie să ghicească. Trebuie să desenăm. Trebuie să desenăm conceptul de pe cartonaș și partenerul trebuie să ghicească sau să descriem un cuvânt fără să folosim nimic din familia lui de cuvinte. Ok. Bun. Ce e aia? Pac-pac? Pac-pac. Unire. S-a dus timp oricum. Hai spune-ne. Războiul rece. Nu puteți să desenezi un părete, steagul Uniunii Sovietice și steagul Americii. Exact, dar ce simplu era. Era super simplu. Hai de explicat un cuvânt. La B trebuie să te uiți. Da. Timpul? Zi. Mai sunt muncitori necalificați. Și muncitori calificați. Exact. Nu, când te duci să-ți cumperi legume, de unde te duci? De la aprozar. Nu, că nu am, te duci. De la piață. Exact, ăsta e primul cuvânt. Piață. Și zi-mi o culoare. Piața muncii. Piața roșie. O culoare. Exact. Piața neagră. Exact. Pe piața neagră, exact. Muncitori asta pe piața neagră. Piața neagră. Câte puncte avem? 3. De unde începutul e? De la muncitori. De... Wow! Era stresat de super. S-a stresat și GoPro. 2 din pași, dans, pasa. Pas de dans. Come on, mulțumesc! Câte puncte avem? Ai crezut că dans este primul? 4 puncte. Șanțar, muscă. Deci. Așa. Și vii și o lovești. Cu A, cu aia. Aia. Spatula aia. Spatula de țânțare. Spatula. Eu lui spuneam plici. Plici îi spuneam eu. Nu. Cic, 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 cap.
S-a dus prins, capcană. Capcană. De muște. Capcană de muște. Și nu a făcut jocul ăsta, salutări, prieteni. Capcană, deci capcană de muște. Tot asta ce. Multe cuvinte. Rimă. E conținut. Nu știu, jur. Conținut, asta și este. Poezia. Conținut. Asta și este cuvântul, conținut. Conținut. Și de la rimă conținut. Rima conținut, așa scrie acolo. Da mie. Ok, mimă. Conduci. Tot mult spui. Volan. Dar există de altceva? Pare rău. Mara. Hai, Mara, te să mimezi. Ce trebuie să fac, da? Nu e posibil. E șansa voastră să câștigați. La fâla. La fâla. La egalitate. Suntem la egalitate, hai. Buzunar. Buzunar de vestă, buzunar intern. Nu pot să cred. Buzunar de vestă. Asta era buzunar, da. Buzunar de vestă. Buzunar de vestă. Buzunar de vestă. Ați câștigat, felicitări. Cu chiu, cu vai. Mulțumesc frumos, mulțumesc, Mara. Mulțumesc și eu. Mulțumesc frumos. Bine. Rușine cumva că tot îmblați cu duba asta, jucați cu toți și nu v-ați învățat. Mulțumesc frumos, Laurica. Și pentru că am rămas singur, unde sunteți? Unde sunteți? Aici? O să vă rog să dați un like, un share, un subscribe, pentru că am nevoie de like-urile voastre să câștig duba asta și să fac clipuri mai mișto decât ai lui Coțofană. Dați un like să câștige măcar ceva. Mai multe. Măcar ceva. Multe like. Sau nu-i dați nici un like, pentru că el oricum o să fac un clip mai fain ca și Coțofană. Salutări, Coțofană. Cum pune? Da. Hai. Tut. Sper să nu se întâmple. Nu cred că mai bine. Nu, e bine.